Inspecția tehnică periodică este obligatorie pentru orice vehicul care circulă pe drumurile publice, iar pentru a efectua ITP-ul puteți să apelați la orice stație autorizată RAR, indiferent de județul în care este înmatriculat autoturismul. În urma verificărilor, dacă mașina este în regulă pe talon, se aplică o ștampilă și termenul de valabilitate al reviziei. Mai nou, începând cu 31 decembrie 2013, după efectuarea ITP-ului se eliberează un certificat în limbile română și engleză, valabil pe teritoriul Uniunii Europene, cu detalii despre starea în care se află mașina. Toate vehiculele care s-au prezentat la ITP și au trecut, începând cu 31 decembrie, atât la reprezentanțe, stațiile de ITP din cadrul reprezentanțelor RAR de la nivel național, cât și în cadrul orice stații ITP autorizate conform unui contract de franciză cu Registrul Auto Român, la declararea vehiculului admis, eliberează un certificat de inspecție tehnică periodică, care este tipărit pe un formular A4 de culoare albă, un formular tip standard, fiind în două limbi, atât în limba română, în limba națională, cât și în limba engleză. Practic, pe certificatul de inspecție tehnică se menționează, pe lângă datele de identificare ale mașinii și informații precum numărul de kilometri efectuați, clasa vehiculului, evaluarea globală, dar și denumirea defectului identificat. Certificatul trebuie păstrat în mașină, mai ales atunci când șoferii călătoresc în spațiul Uniunii Europene. Este obligatorie prezentarea acestui certificat de inspecție tehnică periodică, bineînțeles însoțită celelalte documente ale autovehicului respectiv, lipsa acestuia considerându-se, putând fi considerată ca ITP-ul, inspecția tehnică periodică, nu a fost efectuată conform normelor în vigoare sau nu există. Deși vorbim de un document obligatoriu pentru toți proprietarii de mașini, nu trebuie să-și facă probleme cei care au efectuat ITP-ul în 2012 și în 2013. Aceștia vor primi noul document abia atunci când va expira revizia tehnică menționată pe talonul mașinii. Totuși, polițiștii români îi vor putea sancționa pe cei care nu au numele românești la mașini și care nu dețin noul certificat de inspecție tehnică periodică.